Bună seara, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gorjului, realizator Aura Stoienescu, invitat Oana Mateescu, președintele Asociației Europrotector de la Craiova. Bună, Oana, bine ai venit! Bună, Aura, bine te-am găsit pe tine și pe toți telespectatorii tăi. Am invitat-o pe Oana tocmai de la Craiova pentru că avea drum prin Gorj lucrând la proiecte cu gorjenii noștri și pentru că tocmai a terminat sau e în curs de implementare, un proiect numit Vrem Mișcare. Da. Și asta o spun copii din 4 județe ale Gorjului. Exact. Ale Olteniei. Ale Olteniei. Da. Corect. Cred că te-a intimidat tema proiectului, Vrem Mișcare. Pentru că noi cu toții vrem mișcare așa la un nivel teoretic, dar uite că tinerii, elevii și studenții care au participat la noi, la simpozionul organizat de noi, vor mișcare de adevăratele și vor să găsească soluții, pentru că acesta este scopul proiectului. Sună un pic pompos să creștem numărul, dar și atractivitatea orelor de educație fizică în școli. Adică să le dăm la copii o minge și să le dăm drumul afară în curte. Sau nu, educația fizică nu înseamnă să le dăm copiilor o minge. Hai să facem distinția între educație fizică și sport. Eu te întrebam pentru că îmi povesteai că așa spuneau niște elevi că fac ei la ora de sport. Ție ți-au spus de altfel. Da, exact. În parteneriat, mai de mult, în urmă cu vreun an și ceva, când a venit nouă ideea proiectului, am fost invitați de o organizație, uite, chiar de aici, din Gorj, de la Căpreni, să facem, soțul meu fiind profesor de educație fizică și sport, să facem educație pentru sănătate cu tinerii din comunitatea respectivă și să facem, bineînțeles, și mișcare. În proiect era vorba de gimnastică aerobică. Acum, am constatat un lucru foarte, foarte deprimant pentru mine. Nu mă laud eu că fac foarte multă mișcare, pentru că uneori timpul devine atât de scurt încât este o scuză pentru propria comoditate. Dar faptul că niște copii de 13-15 ani nu se mai mișcă așa cum trebuie și e vorba de copii de la țară care parcă sunt statici așa, parcă au o problemă nu să se miște toți în același ritm, ci să execute o mișcare anume de câteva ori la rând, la fel. Și asta se datorează faptului că, într-adevăr, educația fizică în școli nu se face întotdeauna bine. Nu vreau să generalizez și nu vreau să se simtă nimeni lezat. Există școli și profesori care fac acest lucru foarte bine și care reușesc să motiveze elevii să participe la ore și chiar mai mult, chiar la competiții, activități extrașcolare, dar există, din păcate, și școli unde sportul este pe ultimul loc. Materia asta, educația fizică, toți zicem sport, dar educația fizică este propriu zis acea materie care îi învață pe elevi să facă mișcare, să practice activități fizice, nu neapărat un sport. Sporturile sunt acele sporturi anume, începând cu șahul, care este sportul minții, că uneori întreb copiii, ați făcut sport, voi face sport, da, jucăm șah. Da. Da, este un lucru, un lucru minunat, dar mișcarea este foarte importantă în dezvoltarea tinerilor, în dezvoltarea copiilor și tinerilor. Și nu numai orele de sport făcute mai într-un anume fel contribuie la lipsa dezvoltării unor abilități motrice la copii, ci și faptul că nici măcar la țară copiii nu se mai joacă. Nu mai practică acele jocuri cu țopăieli, cu alergări. Mi-ai adus aminte la un proiect la care noi am lucrat împreună, pentru că și noi avem un ONG, dragi telespectatori, Oana este partenerul nostru de multe ori în proiect, este medic și de-aia vorbește despre sănătatea și despre necesitatea mișcării și a educației fizice și a sănătății și sănătate în primul rând. Am avut acel proiect pe Tineret în Acțiune în care, printre altele, am zis hai să socializăm, să ne simțim bine, să una, să alta. Am făcut un grătar și am ieșit la un șotron, zic. Hai să ieșim la un șotron. Păi n-am mai ieșit de 20 de ani, zic că e amici, nu chiar 20. De foarte mult timp. Da. Și nu le-a venit să creadă când le-am dat în mână pietricica aia sau cretă sau nu mai știu ce și am ieșit la poartă,
au început să joace șotron și toate femeile, să nu zic babele, de pe stradă, erau cu ochii pe ei. Bă, nu se poate, ăștia joacă șotron. În ziua de astăzi, toți copiii sunt pe calculator. Da, cum ziceam, chiar și la țară, jocul cel mai practicat este statul pe băncuță atunci când e frumos afară. Se așează pe băncuță la portiță și butonează ceva, măcar telefonul, că telefon are toată lumea, da. Internet pe telefon. Da, 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 da. Cei care sunt un pic mai avuți așa au și tablete și tot felul de chestii, nici nu mai ies din casă. Dar este păcat pentru că astfel vom avea niște generații din ce în ce mai suferinde, da. Pentru că sedentarismul duce la lipsa de dezvoltare a anumitor abilități și duce la, în ultimă instanță, la boli destul de grave. Nu zic numai de obezitate. De obezitate. Ce alte boli mai aduc aceste obiceiuri de a te de a izola butona, pe scaun de a și de a butona? Și de a sta grămadă pe calculator. Acum, tu ca și mine, mai stăm la calculator obligate. Corect. Pentru că trebuie să lucrăm. Și eu am un obicei, zic eu prost între ghilimele, că lumea atunci când mă ridic de la calculator și mă duc și mă sprijin puțin de ușă ca să-mi întind coloana, să uită, haulea, ai nebunit, ce faci? Ce te-a apucat? Și zic, nu m-a apucat nimic, este vorba de un interval, la, măcar la o oră, oră și jumătate, să faci un pic de, să-ți relaxezi anumiți mușchi și să-ți modifici puțin postura aia. N-ați văzut cum stau copiii așa asta? Da, da. Uneori și pe stradă merg așa, au ceva în mână, au căști și pe urmă se miră familia de ce l-a călcat mașina. Nu zic că șoferii ar fi cei mai prudenți șoferi din lume la noi în țară, dar totuși trebuie să te și uiți pe unde mergi ca să știi tu că... Ca pieton, da, tu ca pieton. Dacă vrei să nu te calce. Da, au și pietonii responsabilități. Ca să revenim la proiectul nostru care ne este foarte, foarte drag. Pentru că... Mă ierți un pic, da. Știu un pieton, apropo de mina pietonului, știu un pieton care de curând au fost luate puncte, deci a primit amendă cu puncte ca șofer, pentru că a mers ca pieton cum nu trebuie. Ai mai văzut așa ceva? Veți vedea în vertical săptămâna mi asta. Mi se pare că nu e o idee foarte rea, știi de ce? Pentru că atunci când cineva care n-are permis... umbră așa, într-un fel, nu știe cum circulă mașinile. Îl mai ierți, zici, dar omul care ăsta n-are nimic cu traficul, da. Omul care are permis ar trebui să fie mai atent, pentru că lui cu siguranță nu i-ar place dacă, mergând pe o stradă, cu mașina, pentru mașini, da, cu mașina, iar merge așa, niște prătutiți din ăștia în față, care nu știu de capul lor. O să-i comunic acelui care și-a luat puncte. Chiar te rog să-i comunici. Da. Ok, și acum să revenim la proiectul tău. Să revenim, vrem mișcare, nu? Vrem mișcare. Da, săptămâna trecută la Craiova am organizat o întâlnire între tineri din cele 4 județe. Le mai spun o dată, da. Că nu le-am spus. Nu le-am spus. Dolj, Gorj, Mehedinți, Olta, ale Oltenii, îmi zice regia, da. Nu ale Gorjului, cum am spus eu. Și îmi cer scuze pentru greșeală. Au participat tineri. Timp de 5 zile am lucrat, am socializat și ei s-au întâlnit pentru că proiectul este finanțat prin programul Tineret în Acțiune, acțiunea 5.1, întâlnirea ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret. Ei s-au întâlnit cu colaboratori de-ai noștri din Craiova, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică, ai instituțiilor de învățământ cu care noi colaborăm și unde am realizat niște activități destul de frumoase. Partenerii noștri din aceste 4 județe, este vorba de județele care fac parte din Centrul Regional de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Craiova, unde sunt incluse centrele județene din aceste 4 județe. Și au participat și profesori de sport. Am avut niște invitați foarte simpatici de aici, de la dumneavoastră din Gorj. Și am avut consilieri de tineret din toate cele 4 județe. Și să știți că... Și ați făcut mișcare? Copiii au făcut consilierii, nu? Să știți, consilierii au vizitat Craiova și au făcut și mișcarea. Am avut și o cină festivă unde copiii au dansat. Copiii au mers cu bicicleta prin Parcul Tineretului. Au jucat tot felul de jocuri din astea cu mingea.
îmi cer scuze, cu bicicleta am mers în Parcul Romanescu. Da, Parcul Tineretului este cel unde au făcut sporturi cu mingea pe terenurile de acolo. Și cel mai important este că am avut niște tineri deosebiți. Îi apreciez pe cei care, venind din consiliile elevilor, au fost doi tineri de aici, din Gorj. E vorba de Andrei Porei și din Târgu Jiu și o fată din Mătăsare, Andreea Alexandra Ciortan. Pe care îi salutăm, dacă da, se uită la noi. Da, îi salutăm. Ea e la București, Andrei poate se uită. Și și-au exprimat punctele de vedere. Nu s-au temut, nu, știți cum e, uneori cei care sunt elevi, când văd că vin, vai, profesori, vai, consilieri, nu mai zic nimic. Într-un caz organizat, da, oficial. Da. Tinerii noștri și-au spus, da, și-au spus ideile, au spus ce se întâmplă fiecare în liceele unde sunt ei. Și-au propus și soluții? Da, au avut destul de multe idei. Acum noi, în perioada următoare a proiectului, vom lucra la niște propuneri concrete. Adică, da, e frumos să spunem, vrem mai mult sport. Și vrem gata, mai multă educație fizică. Da, bă, și vreți, bine, să fiți sănătoși, faceți, dacă principiu vreți. Căutăm strada sapienții. Nu ne supărați, căutați. Nu vă supărați, căutăm, da. nu ne supărăm, căutați. Și, bineînțeles, că la fiecare idee de-a lor se găsea cineva să spună nu se poate. Normal, nu se poate înainte să spui ce vrei. Da, nu se poate, e mai bine așa cum e. Dar dacă nici tinerii nu avea idei, cine să le mai aibă? Ei au nevoie doar de ajutorul nostru, adică noi suntem așa, ne considerăm o piatră pe care ei calcă ca să realizeze. Da, din păcate învățământul din România e atât de... Are așa o inerție de a sta pe loc. Atunci când stai pe loc, e greu să pleci. Și dacă se poate să ne luăm salariile fără să mișcăm un deget în plus față de ceea ce scrie în programa școlară, de ce să ne complicăm? Da, pentru că uneori, întotdeauna e mai ușor să aplici niște șabloane, să spui nu ies din tipare, așa mă evaluează și așa am de făcut 416 tone de hârtii, și așa am salariu mic. Da. Da, există. Pe de o parte, înțeleg. Da, într-adevăr. Nu există, sunt nici profesorii motivați. Da, dar există și licee și școli unde nu ai sală de sport. Da. Nu există sau ai sală de sport, dar e încuiată. Da, sau ai sală de sport, tot e ceva. S-ar putea face niște lucruri și dacă n-ai o minge. Adică se pot face tot felul de activități fizice și fără minge. Sunt chiar mai interesante. Eu n-am talent la lucrurile astea cu mingea și poate, n-aș vrea să fiu subiectivă, dar cred că dacă vrei să faci niște lucruri, le poți face și fără minge până la urmă. Sau găsești soluții, da. Dar sunt și locuri unde este sală de sport. Sunt câteva localități rurale, de exemplu, unde sala de sport există, nu-i foarte departe de școală, dar nu se găsesc soluții concrete de asta, cum facem orarul, cu cine vorbim să deschidă sala, să facă un pic de curățenie. Și să știți că nici părinții nu înțeleg această nevoie. Părinții, de fapt, și în orașe, preferă, de foarte multe ori, preferă să-și scutească odrasla de sport. Că vai, se lovește, vai, dacă pățește ceva, vai, dacă transpiră, dacă răcește, dacă... Aici e o altă poveste despre care ar fi o emisiune întreagă, pentru că o altă rădăcină a proiectului nostru este un proiect care s-a numit un pic mai lung, Stop Mâncare, Vrem Mișcare, și a fost realizat în parteneriat cu niște tineri din Franța, din Corsica, și ei ne-au povestit că acolo ei sunt deși studenți, ei sunt obligați să aibă activități culturale și activități sportive cel puțin de două ori pe săptămână. Își aleg ce sport practică, ce fel de activitate fizică, dar aceste activități fizice nu sunt niciodată în timpul între două activități de studiu. Sunt la un moment dat, la sfârșitul programului, când cei care practică un sport pot să facă lucrul ăsta liniștiți. În 45 de minute nu pot să spui că
faci foarte multă educație fizică. Da, deci ești răutăcioasă, că și eu mi-amintesc că eram la, întotdeauna în orar, ora de sport era ultima. Și ce spuneam majoritatea? Aoleu, avem sport, plecăm acasă. Se poartă și asta da, în România. Da, se poartă, da, încă se mai poartă, dar știi ce trist e când e prima? Da. Păi și... nu te mai trezești dimineața, da, vii da, un pic da, mai târziu. Exact. Și mai atunci când e între o oră de română și una de matematică. Tot este tot mai destul de puțin confortabil. Clar, clar. Dar dacă... Ca să nu mai vorbim că nu există vestiare, apă caldă și alte nebunii da, care sunt necesare pentru un confort normal da, al organismului după ce a făcut o oră de mișcare. Da, dar așa cum ziceam, în 45 de minute poți să ai și vestiare și dușuri și că se pune întrebarea foarte abia simplă. Abia te încălzești. Da. Când faci activitatea fizică și când te mai speli și când te întorci cu mintea limpede la ora de matematică. Da, da, da. Aia clar, nu. Deci, bine, aici și programul de studiu se poate, e ușor da, de așezat, că se așează... Zici tu? Zic eu. Acum depinde proful de sport, când are zi metodică, da, când da, are da, naveta, la și... ce ora îi vine rata și așa da, mai departe. Uite, ar trebui să mai spun un lucru pe care l-am identificat acum, nu înainte de a, nu în momentul când am scris proiectul. La simpozion chiar am evidențiat această problemă. De foarte multe ori, managementul școlii și ceilalți profesori nu au ei înșiși, de fapt, un respect pentru ora de sport. Pentru că, ok, e importantă matematica, e important, sunt orice materie este importantă, dar dacă ora de educație fizică este pusă acolo, nu e corect să vină profesorul de matematică și să spună lasă-i să facă mate în continuare. Clar asta. Dar aș vrea să te întreb, în urma acestui simpozion, după ce ați tras concluzia că aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine în România și că nu e în regulă și că nu e ca în alte țări, ce soluții v-ați gândit să propuneți în urma proiectului sau care va fi continuarea acestui proiect sau ce rezultate pe termen lung va aduce? Acum lucrăm la un material care va strânge toate concluziile acestui simpozion. Plus ideile, tinerii nu știau foarte multe idei și le vin așa, spontan. Și o să elaborăm o propunere și o să încercăm să fie coerentă, pe care o să o promovăm autorităților de resort și o să punem și o să postăm o petiție online să vedem da, ce părere are lumea, o petiție deschisă unde să așteptăm și comentarii ale celor care consideră că se pricep sau că vor o îmbunătățire a situației în acest domeniu. Dau rezultate este... petițiile astea? Cred că da. Știi unde dau rezultate? Ajung exact la cei care stau la fața, în fața calculatorului. Pentru că o să încercăm să folosim și rețelele de socializare și tinerii noștri să promoveze această petiție în cercurile lor de prieteni din rețelele de socializare. Și să ajungă și la cei care nu se ridică din fața calculatorului. Să facă pentru mișcare. Că, da, să facă mișcare. Este clar că problema, acum am vorbit de problemele, până acum, de problemele sistemului. Sunt foarte multe probleme și la elevi. Adică există elevi care nu are niciun motiv. Au sală de sport, au dușuri, au condiții acasă, au părinți care ar avea posibilitatea să le financeze o activitate sportivă, echipamente, știu eu, să meargă la sală, treburi de genul ăsta, și totuși ei prefer să nu se dezlipească din fața calculatorului. A devenit un virus calculatorul. Da, da, este, după părerea mea, și cea mai periculoasă dependență a momentului. Și cum îi atragem pe copii în sala de sport? Asta încercăm să-i determinăm pe tinerii noștri să facă. Să le povestim, că... să le povestim ce înseamnă bolile care le pot avea din cauza da, dar nu noi. Sedentarismului. Pentru și a că noi deja, fii atentă, doamnă dragă, gândește-te că pentru un tânăr de 18 ani, noi suntem, adică în momentul când ai trecut de 40 de ani, ești ca și mort, nu mai, nu gândesc pe ei la... Pe cuvânt? Da, adică pentru ei la 18... A, pentru ei? Pentru ei, la 18 ani. M-a speriat. O vârstă așa mai impresionantă.
mai, li se pare ceva atât de îndepărtat, adică e ceva așa, ca și contemporan cu piramidele, nu mai are nicio legătură deci, cu dacă realitatea spui când vei ajunge la 40 de ani o să te doar articulațiile, nu da. E important pentru ei. Da, sau coloana, sau că o să ai nevoie de ochelari mai devreme decât ai fi avut dacă mai stăteai și tu cu ochii prin pompi, după fete, după băieți. Nu după... 10 ani, 10 ore în fața calculatorului. Da, după persoane vii, nu după poze. Exact. Sau filmulețe. Este foarte important ca mesajul să vină de la tineri de o vârstă cu ei, sau aproximativ. Pentru că noi am părea că le ținem în colecție. Până la urmă suntem de vârsta părinților lor. Și nu le place să primească dispoziții. Da, 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 da. Trebuie să fie un mesaj pe care ei să-l perceapă ca prietenos. Pentru că, evident că și noi suntem prietenoși cu ei, noi adulții, dar e foarte important cum ne percep ei. De foarte multe ori se uită urât așa la tine când, ce fine și doamna, aș vrea să plec acasă, doamna, nu vă supărați la ora asta, când merg eu să fac ore de educație pentru sănătate în școli. Putem să plecăm acasă? Le spun, puteți să plecați, dar stați întâi să vedeți despre ce e vorba. Cei care au răbdare să rămână, de regulă agrează și chiar rămân și chiar vine profesorul de la ora următoare și zice, n-ați mai terminat odată. Dar... Bine, aici vorbim de metodele non-formale pe care exact. Tu le folosești și pe care noi ONG-ște le folosim și pe care le-am învățat din străinătate, din alte proiecte la care am participat în timp ce... În școală se face învățământ formal. Adică totul este atât de etichetat și atât de îndoctrinat și clar, adică nu treci cu linia cu scrisul peste linie, încât da. Nu le place, sunt încorsetați. Chiar la proiectul nostru, Tia, că na, venirăm să vorbim de proiectul tău și mai vorbim și de al meu. Păi e foarte important să se știe că există proiecte. Da. Așa, cei care au participat la proiectul nostru și chiar și tu ai făcut educație pentru sănătate cu ei, spuneau la finalul proiectului și fără ca cineva să le ceară, da? Au fost invitați consilieri locali, profesori, directori de școli, au răspuns, m-aș mirat, era curtea plină, 50 de oameni veniseră la închiderea noastră de proiect și unul dintre tinerii participanți la proiect, care inițial n-a fost așa de interesat de ideea lui, dar a venit așa mai mult din obligație, ca să ne ajute, la final le explica celor de față că dacă în școli așa s-ar lucra, adică prin metode de învățare non-formală, copiii ar acapara mult mai bine cunoștințele, s-ar simți mult mai bine și ar sta cu mai mare drag la școală. Deci metodele non-formale pe care aș vrea să te rog să le descrii, câte ore are emisiunea voastră? 5 minute mai avem. Da. Te rog frumos, dă-mi voie să vin la altă emisiune și să vorbesc despre câteva din metodele educației non-formale. Astăzi voi vorbi despre una în contextul proiectului nostru. Te rog. Este vorba ca să înțeleagă de telespectatorii dezbaterea. Cum se desfășoară. Da. Ceea ce s-a întâmplat într-una din zilele simpozionului nostru. Participanții au fost tinerii din echipa noastră, cum spuneam, o grămadă de tineri activi și consilierii de tineret din Dolj, Gorj, Olt și Mehedinți, un drag colaborator de-al nostru, Mihai Milu, consilier de sport la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, domnul Nanu, prodecanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova, și din Târgu Jiu, o prezență surprinzător de agreabilă pentru noi, a fost domnul Nicolae Onescu de la Liceu cu Program Sportiv. Cei din Târgu Jiu cu siguranță îl cunosc și știu ce activitate are dânsul. Și dezbaterea a însemnat exact acest lucru. Fiecare și-a exprimat părerile într-un mod civilizat, fără a face atacuri la persoană, s-au pus în discuție idei, nu persoanele cazuri respective, da. Și eu mă gândeam la începutul zilei, vai, să vezi că ăștia n-or să vorbească unii cu alții. N-a mai fost nevoie de niciun fel de intervenție, adică la un moment dat eu îmi dădeam seama că tac de un ceas, că n-a fost adică nevoie. Adică rolul tău de moderator, aproape că...
A fost destul de trist pentru domnii profesori să audă ce spuneau copiii despre felul cum se fac orele de sport în unele din școlile lor, adică nu invenții, realități. Și de asemenea, domnul Onescu a spus un lucru pe care eu îl gândesc de multă vreme, adică mie mi se pare anormal să dai copilului notă la sport, adică îi strici media că a dat cu mingea afară din teren sau... Bineînțeles, se poate nota dorința de a face un lucru și progresul, este adevărat. Dar am înțeles că de la domnul Onescu faptul că s-a propus realmente ca la unele materii să nu se mai dea note. Pentru că, din păcate, la noi în țară, tinerii aleargă, așa învață părinții, să alerge după note. Toată lumea trebuie să aibă 10, păi nu știu, tu aveai numai 10 în școală, te întreb și așa. Păi nici eu. Că nu poți să fii la fel de bun la toate materiile și rostul acestor note este să te ajute să-ți faci o imagine realistă despre propria ta persoană, propriile tale capacități și cunoștințe într-un domeniu. Și în momentul când s-a spus lucrul ăsta că la unele materii, pac, 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 și educația fizică să nu se mai dea note, unul din tinerii noștri întreabă, păi atunci la ce ne-am mai duce la sport? Na. Și am zis, aoleo, dragule, pentru notă te făcuși, duci la sport. Da, exact. Nu, dar am zis, tu, și tu la școală, de fapt, te duci pentru note? Păi da. Cam asta a fost ideea. Bine, el a tăcut și s-a gândit în momentul când i-am zis eu lucrul ăsta. N-a mai fost așa de simplu. Dar este trist că s-a ajuns la așa ceva, ca nota să fie, deci nu nivelul real de performanță, nu progresul tău, nu ceea ce înveți, să fie motivul pentru care te duci la școală. Păi, odată ce nota înseamnă o medie mare, înseamnă o participare la o facultate, adică o admitere care se face numai în funcție de notele pe care le-ai avut. Și uite, așa te trezești student fără să ca măcar să dai un examen pentru că ai avut note mari în timpul școlii. E normal să vrei notă mare la sport și să vrei notă la sport, pentru că de regulă la sport se dau note mari. Și atunci crește media. Uite pentru ce plecăm la școală. Nu ca să învățăm, nu ca să ne dezvoltăm, nu ca să ne dăm seama care e domeniul în care vom putea performa în viață ca să lucrăm în acel domeniu, ci ca să luăm niște note mari, să facem facultate, după care vom mai vedea. Ne facem taximetrist, vânzătoare, barman, fotbalist, zice regia, și alte alea. Orice. Din păcate. Da, mai este... O să dau un exemplu, să-l audă toată lumea acum. Am o foarte bună prietenă, de fapt e colega mea în Consiliul de Administrație al organizației, dar ea în momentul de față lucrează în Danemarca, la o altă organizație non-guvernamentală, dar și-a menținut statutul de colaborator al nostru. Și ea ne-a povestit un lucru. Acolo, unul din cunoscuții ei mai în vârstă, psiholog la Salvați Copiii Danemarca, expert în adicții, în dependență, ca să înțeleagă toată lumea, lucrând cu persoanele dependente de droguri. Soția lui este avocată. Au 4 fete. Una e, cred că, profesoară, una psiholog, cealaltă avocată, adică au îmbrățișat și au urmat unele din meserile părinților. Dar una din fete este, nu o să ghiciți ce, este tâmplar. Nu pot să cred. Da. Lucrează lucruri din astea frumoase, manuale, deosebite, și este foarte apreciată. Și nimeni din familia ei nu i-a zis vreodată, vai de mine, cum să te faci tâmplăriță? Da, cum să rușinea faci familiei. Copil, tu copil de intelectual, să te faci tâmplăriță? Din potrivă, cu toții i-au zis, cât este de extraordinar că ai ales să faci lucrul ăsta. Și ea este foarte fericită pentru că face un lucru care îi place. Cred că noi cu toții am fi mai fericiți dacă am face lucruri care să ne placă. Sau... Uite, eu sunt fericită, eu fac lucruri care îmi place. Și tu. Și eu. Da. Luați exemplu, dragi spectatori. Faceți ca noi. Mai avem un minut. Un minut? Să închidem proiectul? Nu, închidem doar discuția închidem noastră doar despre discuția. Proiectul care deci, proiectul, rămâne în desfășurare. Proiectul va avea o etapă, să zicem, de gândire, de dospire și vom identifica, așa cum spuneam, niște soluții mai concrete și vom elabora o propunere și o broșură mai mare cu sugestii, pentru că nu se poate, soluția nu este una peste tot, adică acolo unde n-ai sală de sport, nu mai poți să spui fă sport mai mult în sala pe care nu ai. Dar depinde foarte mult de managementul școlii,
am reținut ideea asta, și de atitudinea tinerilor. Asta este important, ca ei să vrea să facă mișcare. Iar la toamnă vom avea o etapă de diseminare a rezultatelor, a produselor proiectului nostru. Un lucru foarte, foarte frumos care s-a întâmplat a fost că s-au creat niște legături între tinerii din județele implicate. Să știi că noi ieri am venit cu niște copii din Olt, din Caracal, niște tineri, doamne, dacă mă aud că le spun copii, se și supără pe mine. Și sunt aproape majori. Da. Da, care au venit în vizită la cei de aici și îmi place să cred că am petrecut două zile frumoase. Da, de altfel ne-am și intersectat cu mașina azi dimineață, da, și erai, da, da, cu ei probabil, da, în mașină. Oana, te felicităm pentru... Mulțumesc. Acum, n-aș vrea să aplic... Faptul că deschizi drumuri, da, pe diverse teme prin proiectele pe care le aplici. Da, n-aș vrea să aplic un clișeu, de exemplu, și să spun dacă vrei, cu adevărat poți. Vreau să spun un lucru foarte important. Dacă nu încerci măcar, sigur nu poți. Garantat. Important este să te apuci. Mulțumesc, da, încă o dată, drum bun la Craiova, mulțumim, dragi telespectatori, o seară bună!